Este foarte greu să spun câți pacienți mi-au trecut prin mâini în 30 de ani de activitate. Poate au fost mii, poate au fost sute de mii, nu știu să spun. Ce mi se pare mie mai interesant sau poate ce mi se pare mie și ce mă încântă pe mine cel mai mult este că acum consult copiii pacienților mei de acum 20-25 de ani sau părinții pacienților mei vin la operații, copiii și aduc părinții ca să-i operăm, ceea ce mi se pare că am ajuns deja un medic care tratează familii întregi și asta înseamnă că totuși pacienții mei au fost mulțumiți de-a lungul timpurilor și de asta și aduc persoanele apropiate. Și asta consider că este mai important pentru că atunci când recomanzi un medic cuiva, bineînțeles că te gândești să recomanzi celui apropiat medicul cel mai bun și asta este o dovadă că totuși ești un medic bun. Și cred că asta e lucrul cel mai important, poate mai important decât miile de operații care le face manual sau poate mai important decât sutele de mii de pacienți consultați. N-aș putea să spun un număr. Consider că un chirurg adevărat, un chirurg a devenit un chirurg adevărat atunci când nu mai intri cu stres în sala de operație, când vii și operezi foarte degajat, foarte relaxat, când știi că ești capabil să duci la final orice complicație intraoperatorie care ar putea interveni și atunci deja ești mult mai degajat, mult mai liniștit, nu mai ești stresat, nu mai ai emoții suplimentare și vii cu plăcere sau poate cu pasiune să faci lucrul ăsta pentru că știi că ești capabil să realizezi orice ți s-ar putea întâmpla, să-l duci la capăt. Consider că într-o clinică sunt importante amândouă. Specialitatea noastră este o specialitate dependentă în totalitate de aparatură și de tehnologie. Practic, chiar prescrierea unui banal ochelar impune să ai o anumită aparatură ca să poți să determini o dioptrie a ochiului respectiv, să poți să prescrii un ochelar, să testezi un ochelar ca să fie confortabil, ca să vezi pacientul cât de bine vede. Deci chiar un banal ochelar implică să utilizezi cel puțin trei aparate, o determinare de acuitate vizuală, o refracție subiectivă, o refracție obiectivă. Deci cu atât mai mult cu cât dorești să investighezi anumite afecțiuni oculare, atunci dependența de aparatură este maximă. Practic nu poți să îți dai seama ce se întâmplă într-o degenerescență retiniană, ce se întâmplă cu nervul într-un glaucom dacă nu faci un tomograf sau dacă nu realizezi anumite investigații. De asemenea, nu poți să practici anumite operații și mă refer mai ales aici la operația de cataractă fără să determini niște dioptrii ale implantului care îl vei introduce în ochi. Deci absolut toate manevrele noastre implică utilizarea unor aparate. Deci tehnologia este foarte importantă. Dar ceea ce este mai important este că nivelul actual al oftalmologiei românești este extrem de ridicat, că ne comparăm cu marile clinici din America, din Marea Britanie, din Franța, din Germania, utilizăm aceeași aparatură, aceeași tehnologie, aceleași companii care fabrică această tehnologie și sunt foarte multe clinici în România care sunt dotate la capacitatea maximă și atunci diferența dintre aceste clinici o mai face și medicul. Deci aparatura este foarte importantă, dar la un anumit nivel și medicul contează. Da, expertiza presupune să fii capabil să tratezi în primul rând și în primul rând pacientul.
spunem de multe ori că noi nu tratăm boli, tratăm pacienți, pentru că fiecare organism are un anumit comportament într-o anumită afecțiune, fiecare organism are un anumit proces de vindecare și atunci expertiza și anii de experiență pot să lucreze mână în mână, pentru că te-ai întâlnit cu foarte multe situații de-a lungul vârstei, de-a lungul practicii medicale și atunci poți foarte ușor să te adaptezi, să te triezi bolii pacientului respectiv. Practic trebuie să te adresezi țintit nu numai pacientului, ochiului respectiv, pentru că și vindecarea poate să difere de la un ochi la altul la același pacient. De exemplu, în chirurgia refractivă, când operăm în același timp amândoi ochii pot să se vindece diferit și tu trebuie să ai capacitatea să diferențiezi ceea ce merge mai bine la un ochi față de celălalt și poți să dai tratament diferit la un ochi față de celălalt. Dar astea vin de multe ori cu experiența, deci consider că expertiza trebuie să aibă și multă experiență în spate. Un spital privat de oftalmologie sau, în primul rând, activitatea privată impune foarte multă dedicare, foarte mult timp alocat ca să poți să ajungi la un anumit nivel, iar ca să realizezi un spital, pe lângă foarte multe demersuri care îți alocă și îți consumă foarte mult timp, trebuie să supraveghezi și să organizezi tot timpul această activitate, iar conducerea unui astfel de spital implică multă pasiune. Mult timp alocat, iar acest timp, ca să poți să aloci timp, trebuie să ai multă pasiune în spate, multă dedicare, pentru că altfel lucrurile nu merg cum ar trebui. Chiar dacă ai o echipă mare în spate, chiar dacă sunt mulți colegi care te ajută, la nivelul unei persoane care organizează, trebuie să se implice aproape tot timpul în supravegherea și în organizarea activității. Deci a fi director într-un spital privat înseamnă să-ți consumi mult mai mult timp, poate să faci sacrificii în detrimentul vieții personale, în detrimentul vieții familiale, pentru că toate astea sunt mari consumatoare de timp. Gândurile de viitor implică o extindere a activității, bineînțeles în specialitatea de oftalmologie, deși avem un anumit nivel de tehnologizare a spitalului, o să ținem pasul cu toate noutățile care apar. Este destul de greu să ții pasul, dar asta ne propunem. La fel am ținut pasul tot timpul și am încercat de multe ori să aducem echipamentele cele mai noi tot timpul, dar pe lângă aceasta am dezvoltat și alte activități. În urmă cu 5 ani am dezvoltat un laborator de analize medicale care ne-a ajutat foarte mult în activitatea noastră chirurgicală și care și el este dotat și tehnologizat la capacitate bună. Anul acesta am înființat departamentul de imagistică medicală, în care de asemenea am achiziționat echipamente și aparatură de un înalt nivel tehnologic, la nivel mondial, practic cele mai bune echipamente utilizate în practica clinică de imagistică făcută de firma Siemens, dotată la maximum ca și aplicații, ca și aparatură, și urmează extinderea activității către alte specialități, care va fi în viitorul apropiat, probabil că mai devreme de un an de zile, specialități cu care ne dorim să ne sprijinim în activitatea noastră, adică să putem să oferim pacienților noștri tot sprijinul atunci când bolile oftalmologice pot să se asocieze cu alte boli generale, ca să putem să colaborăm și să tratăm nu numai ochiul, ci și alte organe sau alte
sisteme ale organismului. Ne dorim să deschidem un compartiment de cardiologie, de neurologie, de medicină internă, de diabet și boli de nutriție. Toate acestea să ne sprijine în specialitatea noastră și noi să fim în sprijin în coordonarea activităților, pentru că colaborarea între specialități este cea mai benefică pentru pacient. Viziunea mea este să dezvoltăm în continuare activitatea aceasta. Urmează să mă sprijine și fiica mea în această activitate. În următorii 2 ani sau peste 2 ani va fi sprijinul meu aici și atunci lucrurile vor putea să ia și o amploare și mai mare. Aș dori puțin să fac mai mult timp liber pentru viața personală și viața familială, la care trebuie să ne gândim pe măsură ce anii trec, pentru că consider că am realizat destul de multe și poate că a da ștafeta mai departe este un lucru bun.